Avem un proiect la care lucrăm eu și cu încă doi foști colegi de-ai mei. Despre cine e vorba? Octaviana Brudan și cu Gabi Giurgiu. Ah, deci a avut, stai un pic că te întreb, a avut dreptate Prosportul când a scris că și tu și Abrudan sunteți pe lista lui Ucluj. Da, pot să vă spun că au fost discuții. Bun, au fost discuții, pentru că Daniel Stanciu a fost foarte supărat de ce a scris Prosportul, a contactat-o pe colega noastră Andreea Visu și a spus că nu e nimic adevărat, mă rog, că sunt invenții. Am citit și eu, dar eu vă pot garanta că au fost discuții încă de când eram eu în Lituania. Încă dinainte să fie Daniel Stanciu la Universitatea Cluj. Cum ți se pare până acum ce se întâmplă la Ucluj, echipa ta de suflet, echipa la care tu te-ai format ca fotbalist? Am o părere foarte bună despre ceea ce au încercat să facă. Așa. Însă, așa cum știm cu toții, din păcate, rezultatele au întârziat să apară. Cred că lumea, în momentul de față, nu prea mai are răbdare la Cluj. Să sperăm că cei din conducere și împreună cu antrenorul Adrian Falu, pe care eu îl respect foarte mult, au un plan și știu foarte bine ce au de făcut. Pentru a redresa, pentru a ajunge așa unde doresc și ei și unde ne dorim cu toții, să aducem echipa asta în Liga 1. Da, pe de altă parte, înțeleg că suporterii clujeni au cerut deja demisia lui Falu. Am citit și eu despre asta, dar nu știu ce să zic. Probabil e și puțin de vreme, trebuie să avem un pic de răbdare. Vom vedea în scurt timp, mă gândesc. Din punctul tău de vedere, lotul actual al lui Ucluj este un lot de promovare? Cu siguranță, cu siguranță. Și asta, totodată, trebuie să acceptăm și să le dăm credit celor care au făcut acest lucru posibil. Da. Spuneai că ai un proiect pregătit tu cu Abrudan și cu Giurgiu? Da. Așa, te rog, dă-ne câteva detalii. În primul rând, ne-am decis la proiectul acesta după ce, din păcate, am ratat promovarea în anul centenarului. Pentru noi a fost o dezamăgire enormă. Da. Și atunci am zis că merită să încercăm să continuăm ceea ce n-am putut ca și jucători, să încercăm să aducem Ucluj în Liga 1. Așa. Din această cauză, proiectul nostru ar consta într-o conducere în trei, Octaviana Brudan președinte, Gabi Giurgiu vicepreședinte, iar eu la rândul meu director sportiv. Da. Ce ar însemna să fii tu, te întreb pe tine pentru că cu tine dialogăm, ce ar însemna pentru tine să fii director sportiv? Ce ar presupune această poziție din punctul tău de vedere? În primul rând, relațiile cu antrenorul și cu jucătorii pe care ne-am dorit să-i aducem, da. Dar întotdeauna aceste decizii ar veni luate în trei. De asta ne-am și gândit la această conducere, ne dorim să fie totul foarte transparent. Și atunci cred că este, de fapt, cea mai bună decizie pe care am fi putut-o lua. Dacă ar fi mâine să fii numit la Ucluj conducător, care ar fi primul lucru pe care l-ai schimba, astfel încât să se redreseze situația? V-aș spune mai multe, dar nu știu dacă este normal. Am un respect deosebit față de Adrian Falu și nu cred că e momentul să dezbat chestia asta acum. Avem foarte multe chestii de pus la punct. Eu inclusiv... Momentan am avut o discuție amicală cu un antrenor foarte bun, dar deocamdată vom vedea ce va fi pe viitor. De nu cine este vorba? Ce antrenor? Îți dai seama că nu pot să spun. Păi și îți dai seama că trebuie să încerc să-mi fac meseria, să scot de la tine numele. Îți dai seama că dacă spun și mi-l fură Daniel Stanciu, ce fac după aia? Bun asta, da. Există varianta ca voi să veniți în club și să rămâneți Daniel Stanciu din punctul tău de vedere? Asta nu pot să vă garantez, pentru că, așa cum am spus-o, proiectul nostru a fost bine stabilit de la început și în momentul de față nu vedem cum am putea colabora sau cum am putea avea aceleași idei sau le punem în practică. Da. Știm că Daniel Stanciu are, de fapt, și el la rândul lui o idee foarte bună și, mă rog, are o experiență mai mare decât a noastră. Și atunci cred că nu ar fi benefică pentru Universitatea Cluj. Dar niciodată nu se știe, suntem deschiși, noi ne dorim foarte mult să ajutăm Ucluj. Nu ne interesează cu cine sau cine va fi acolo. Important e să vedem Universitatea Cluj acolo unde e locul. Știi ce mi se pare ciudat, Andrei, și poate poți să-mi explici tu, că vorba aia vii din iarbă. Cum e posibil ca Ucluj să aibă în continuare o echipă formată din jucători foarte experimentați la nivelul Ligii 1 și să nu reușească să urce în clasament? Dacă aș comenta chestia asta, cred că aș fi probabil subiectiv. Vă dați seama, au fost destul de mulți jucători cu experiență foarte buni, inclusiv acum,
Probabil este unul dintre cele mai bune loturi pe care Universitatea Cluj le-ar fi putut avea. Și da, totuși nu sunt rezultate. Asta spun, adică mă gândesc, Mățiu, Filip, Tamaș. Nu vrem să arătăm cu degetul Goga pe nimeni. Goga! Cauza asta mă opresc, nu vreau să spun mai multe despre ceea ce ar trebui făcut la Universitatea Cluj. Fiecare, e normal ca cei care sunt acum la conducere să-i respectăm și să-i lăsăm pe ei să-și facă treaba.